Dragi prieteni, vă spun un bun venit la un nou live. În live-ul acesta, după cum ați văzut din titlu, aș vrea să abordez în câteva cuvinte problema asta a faptelor bune și a rolului lor în mântuire. Chiar în mediul evanghelic există câteva opinii cu privire la rolul faptelor bune în mântuire. De exemplu, unii, deși spun că nu suntem mântuiți prin fapte bune, totuși ei spun păstrarea mântuirii noastre depinde de fapte bune sau conține fapte bune. Alții spun suntem mântuiți prin credință, dar cel puțin ultima fază a mântuirii noastre, proslăvirea, răpirea bisericii sau a credincioșilor, cu siguranță depinde de fapte bune. Și trebuie să vedem dacă lucrul acesta este adevărat. Cred totuși că răspunsul la întrebarea aceasta ne ajută pe noi personal, ca și credincioși, ca să știm cum ne relaționăm la Dumnezeu, cum ne privește Dumnezeu, cum ne primește Dumnezeu, da? Dacă ne primește prin fapte bune, dacă ne primește prin credință, dacă ne păstrează prin fapte bune, dacă ne păstrează prin credință. Dar cu siguranță răspunsul la această întrebare este foarte important, mai ales în țara noastră, în România, unde probabil că cei mai mulți oameni cred că faptele bune au un rol fundamental în mântuirea noastră. Ei spun, da, credem în Domnul Iisus, credem și noi în jertfa Lui, dar noi credem că faptele bune sunt fundamentale pentru mântuirea noastră. Și în evanghelizare, dacă ai înțeles că Dumnezeu te-a mântuit și nu te-a luat imediat la cer pentru faptul că a vrut să fii martor pe pământ și să spui și altora despre mântuirea în Domnul Iisus Hristos, cu siguranță pentru tine va fi important să poți răspunde oamenilor întrebărilor pe care le au. Și una dintre întrebările sau una dintre obiecțiile pe care oamenii le au cu privire la perspectiva noastră despre mântuire este de ce noi spunem că mântuirea nu este prin credință și prin fapte, prin har și prin fapte, prin Hristos și prin fapte, da? Pentru că, bineînțeles, în catolicism, în ortodoxie, există o sinergie între credință și fapte, între har și fapte, între Hristos și fapte. Dar ei nu văd o discrepanță, o rupere. Ei cred că ambele au ceva de spus în mântuirea noastră. Așadar, răspunsul la întrebarea aceasta este elementar, este esențial, este practic nu doar cu privire la relația noastră cu Dumnezeu, ci este elementar și cu privire la responsabilitatea noastră principală de a spune altora despre Domnul Iisus Hristos, despre mântuire și de a transmite o învățătură corectă, o învățătură biblică despre ce înseamnă să fii mântuit, cum să fii mântuit. Și cei mai mulți oameni cred că mântuirea este și prin fapte. Cum răspundem? Ce ne spune Sfânta Scriptură? De ce mântuirea nu este și prin fapte? De ce este foarte important să poți să-i lămurești pe oameni că mântuirea nu este prin fapte? Da? De unde știm lucrul ăsta? Ce ne spune Biblia despre lucrul acesta? Acum, unul dintre primele răspunsuri pe care le poți da și pe care le dau și poate vor fi unele persoane necredincioase sau unele persoane care cred că sunt mântuite prin fapte și m-aș bucura să ajungă clipul ăsta la asemenea persoane. Unul dintre primurile răspunsuri pe care le trebuie să le dăm este acesta. Faptele noastre bune, chiar dacă am fi capabil de fapte bune, de multe fapte bune, ele n-ar rezolva trecutul nostru, da? Dacă eu aș da cu mașina pe trecerea de pieton peste cineva și aș ajunge la judecată, judecătorul n-ar spune, hei, pentru că tu ai condus bine 13 ani, o să te ieri de faptul că tu ai dat cu mașina pe trecerea de pietoni, ai dat cu mașina pe trecerea de pietoni pe cineva. Nu se va putea lucrul ăsta. Deci judecătorul nu o să te absolve absolut deloc de chestiunea asta. Nu o să te absolve. Fapta bună pe care tu o faci nu poate rezolva în niciun fel faptele tale rele. Și dacă de azi înainte până la sfârșitul vieții tale ai trăit bine, perfect, ceea ce este imposibil, și dacă ai face lucrul acesta, asta nu a rezolvat cu nimic trecutul tău. Deci nu poți fi mântuit prin fapte bune, da? În al doilea rând, un singur păcat împotriva lui Dumnezeu te-ar condamna pentru eternitate. Deci este irelevant, aproape este irelevant ce fapte bune faci. Un singur păcat pe care îl faci te va condamna pentru totdeauna. Dacă cineva ar face o crimă, ar fi condamnat pentru crima aia, indiferent cât de bine a trăit până atunci. Este irelevant cât de bine a trăit până atunci, da? Pentru crima aceea ar fi condamnat. Ofensa pe care noi o aducem lui Dumnezeu este infinită. Dumnezeu este infinit în toate atributele sale și ofensa pe care noi o aducem este infinită și acea ofensă, una singură, ne-ar condamna pentru totdeauna, deci faptele bune sunt irelevante. În al treilea rând, dacă mântuirea ar fi prin fapte bune, lucrul acesta ar hrăni mândria noastră.
primul păcat care l-a plonjat pe Satan, cel care a fost Lucifer, l-a plonjat în nenorocire, a fost mândria. Dacă noi am fi mântuiți prin fapte bune, de fapt mântuirea ar fi o lucrare satanică, pentru că am devenit mai aroganți, mai mândri și ne-am uitat la noi faptele noastre bune. Cum ar putea ceva ce ar hrăni mândria noastră? Însă și esența păcatului, cum ar putea să fie numită asta mântuire? Dacă tu ai fi mântuit prin fapte bune, asta ar hrăni însăși mândria, da? Care este esența păcatului. Cum ar putea asta să fie numită mântuire? Este absurd, dar asta n-ar putea să fie niciodată mântuire. În al patrulea rând, mântuire, cuvântul mântuire înseamnă scăpare, salvare, eliberare. Da? Dacă mântuire înseamnă salvare, scăpare, eliberare, cum poate un om căzut să facă el ceva ca să fie mântuit? Este absurd. Nu, mântuirea în sine înseamnă că altcineva vine din exterior și face ceva pentru tine, nu că tu faci ceva pentru tine. Ideea asta că Dumnezeu ajută pe cei care se ajută singuri este o idee total eronată, care nu are nicio treabă cu învățătura scripturală, biblică despre, despre mântuire. Ce absurd ar fi să-i ceri orbului să vadă, să ceri schilodului să meargă, să ceri surdului să audă. Nu! Evanghelia, vestea lui Dumnezeu despre mântuirea în Domnul Iisus Hristos, însoțită de puterea și prezența Duhului Sfânt, deschide ochii orbului, deschide urechile surdului, înviază mortul la viață și îl face ca să răspundă lui Dumnezeu. Apoi, în al cincilea rând, nu există fapte bune în realitate fără Dumnezeu. Dumnezeu nu poate vedea nicio faptă bună la noi dacă noi suntem fără El, dacă noi trăim fără El. Nu există fapte bune fără Dumnezeu. De ce? De ce? Pentru că intențiile noastre, motivațiile noastre, atitudinile noastre, scopurile noastre când facem o faptă bună în ghilimele, sunt despărțite de Dumnezeu, de aceea nu pot fi contabilizate de Dumnezeu, da? Cât timp eu trăiesc în necredință, în independență de Dumnezeu, Dumnezeu nu poate contabiliza faptele mele bune. Așadar, tot ce contabilizează Dumnezeu în viața mea este doar după momentul în care eu am crezut în Domnul Iisus, am depins doar de El pentru mântuirea mea. Doar asta este contabilizat, ce vine pe baza lucrării Domnului Iisus Hristos. Așadar, eu nu pot fi mântuit prin fapte bune, pentru că faptele bune nu există în viața unui om fără Dumnezeu. Ele sunt fapte morale, dar nu sunt fapte bune așa cum Dumnezeu le vede bune, da? Așadar, omul care crede că poate fi mântuit prin fapte bune are de fapt o înțelegere eronată, greșită, total nebiblică cu privire la ce înseamnă faptele bune. În al șaselea rând, și este mai grav aici, dacă un om crede că este mântuit prin fapte bune și crezi că ești mântuit prin fapte bune, asta este o jignire extraordinară față de jertfa Domnului Iisus Hristos. O jignire fantastică. De ce? Păi dacă tu poți să fii mântuit prin fapte bune, pentru ce a mai murit Domnul Iisus Hristos? Dacă tu crezi că poți să fii mântuit prin fapte bune și prin jertfa Domnului Iisus Hristos, imaginează ce jignire, ce bajocorire aduci tu jertfe Domnului Iisus Hristos dacă tu crezi că faptele tale pot să contribuie cât de puțin la spălarea păcatelor tale pe care a putut să o facă doar jertfa Domnului Iisus, doar sângele Domnului Iisus, doar moartea Domnului Iisus Hristos. Cum ai putea să te gândești, să-ți treacă prin cap că jertfa infinită în valoare și puterea Domnului Iisus Hristos face ceea ce poate să facă și faptele tale bune? Este absurd, este o jignire teribilă pe care o aducem Domnului Iisus Hristos. Mai mult decât atâta, asta este o jignire și a lui Dumnezeu Tatăl, a înțelepciunii sale, a dragostei sale. Cu alte cuvinte, Dumnezeu din veșnicie s-a hotărât să dea pentru păcatele noastre ce a avut El mai scump, pe Fiul Său. Și nu doar că ni l-a dat, ni l-a dat în moarte, ni l-a dat în sânge, ni l-a dat în sacrificiu. Și noi spunem, ei, da, a făcut Dumnezeu un lucru extraordinar, dar și eu pot să fac ceva prin faptele mele bune la aceeași lucrare pe care a făcut-o Fiul lui Dumnezeu. Este o jignire pe care o aducem dragostei lui Dumnezeu, bunătății lui Dumnezeu, înțelepciunii lui Dumnezeu, când noi spunem că putem să facem și noi ceva la ceea ce de fapt a putut să facă doar jertfa Domnului Iisus, doar Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos. Acum este clar că Biblia ne arată, este clar pentru mine, că Biblia ne arată că faptele bune vin din mântuire, vin după mântuire, vin datorită mântuirii. Cu alte cuvinte, întâi este mântuirea, după aia sunt faptele bune. În Efeseni, capitolul 2, ni se spune în felul următor: voi ați fost zidiți în Hristos? Sau noi am fost zidiți în Hristos pentru faptele bune. Deci întâi este zidirea în Hristos, mântuirea, și după aceea vin faptele bune, da? Ordinea este elementară. În asta constă însă și Evanghelia. El ne mântuiește, El ne dă har, El ne dă credință, El ne pune în Hristos, El ne dă pe Hristos și abia apoi, după aceea, facem fapte bune. Faptele bune vin după, din,
deasupra mântuirii, datorită mântuirii, da? Pentru că Dumnezeu a făcut deja lucrarea aceasta. Imaginați-vă cum ar fi cerul, cum ar arăta cerul dacă mântuirea ar fi prin fapte bune. Ar fi oameni care au făcut mai multe fapte bune, alții mai puține fapte bune, ar fi o etalare a faptelor bune. În cer n-ar mai fi corul acela a acelei mulțimi pe care nu poate număra nimeni, care ar slăvi pe mielul care a fost junghiat pentru păcatele lor. Și cerul ar fi un loc al etalării faptelor bune, a proclamării meritelor personale, a proclamării faptelor personale. Da? Ceea ce ar transforma cerul cu totul altceva decât ceea ce vedem în Sfânta Scriptură, că este un loc în care este slăvit, onorat, cinstit doar Dumnezeu. Doar Dumnezeu. Acum, dacă citiți, de exemplu, Tit, capitolul 3, ni se spune că am fost mântuiți nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire. Imaginați-vă lucrul ăsta. Cum ai putea să crezi că Dumnezeu te poate mântui pentru fapte făcute, fapte bune făcute de tine înainte să fii mântuit, dacă El nu te mântuiește nici măcar pentru faptele bune pe care le-ai făcut după ce ai fost mântuit? Cu siguranță faptele bune pe care le facem după ce am fost mântuiți sunt infinit superioare la tot ce poate să facă un om înainte de mântuire, da? E clar, calitatea unui credincios, calitatea vieții unui credincios este net superioară calității vieții unui necredincios. Așadar, dacă Dumnezeu nu te mântuie pentru faptele bune pe care le-ai făcut când ești credincios, cum crezi tu că te ar putea mântui pentru faptele bune pe care le-ai făcut când ai fost necredincios? Da? Este clar că dacă nu ne mântuie nici măcar pentru faptele bune pe care le-am făcut când suntem credincioși, când suntem socotiți, neprihăniți de Dumnezeu, cu siguranță faptele bune înainte să ne întoarcem la Dumnezeu, înainte să fim mântuiți, nu pot constitui motivul pentru care Dumnezeu ne mântuie. Dar vă dau un alt motiv pentru care nu putem fi mântuiți prin fapte bune. Binele pe care ne-l cere Dumnezeu este desăvârșirea. Să iubim pe Dumnezeu nostru cu toată puterea noastră, cu tot cugetul nostru, cu tot ce suntem noi și pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Și Iacov spune, cine calcă o poruncă a lui Dumnezeu, să face vinovat de călcarea întregii legi. Deci Dumnezeu ne cere desăvârșirea, Dumnezeu nu primește jumătăți de măsură de la noi. Dumnezeu nu primește, și dacă ai face 10 ani de fapte bune și ai făcut un singur păcat, ești vinovat. Dumnezeu ne cere totul sau nimic. Ne cere totul sau nimic. Așadar, dacă nu poți să faci desăvârșit, Dumnezeu nu primește nimic de la tine. De asta nu poți fi mântuit prin fapte bune. El îți cere o viață desăvârșită, o viață de ascultare completă, de supunere completă, de sfințire completă. El îți cere să nu faci niciun păcat. Dacă ai făcut unul singur, ai stricat totul. Și cine este persoana aceea care să poată spune am făcut totul desăvârșit? Nu este niciuna. Nu este niciunul măcar care să facă binele pe care îl cere Dumnezeu. Eu sunt de acord că oamenii fac fapte morale, că fac fapte bune, dar niciunul nu face faptele bune pe care le cere Dumnezeu la calitatea la care o cere Dumnezeu, da? Și să facă fapte bune totdeauna. Nimeni nu poate să facă binele desăvârșit. De aceea când vine un om și îl întreabă pe Domnul Iisus, bun învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Vedeți mentalitatea legalistă, ce să fac eu? Și Domnul Iisus îi întoarce foarte rapid întrebarea și îi spune, bun este unul singur, Dumnezeu. Deci dacă vrei să faci bine, trebuie să fii ca Dumnezeu. Numai El poate să facă binele. De aceea mântuirea nu poate să fie făcută, realizată, înfăptuită, primită, câștigată prin fapte bune. Vă mai dau un motiv. Scriptura spune că inima este nespus de rea și deznădăjduit de rea, nespus de înșelătoare. Și Domnul Iisus spune că din inima, voi care sunteți răi, știți să dați darul bune. Darul este bune, dar inima noastră e rea, noi suntem răi. Noi ne naștem în păcat, suntem zămisliți în păcat, spune psalmistul David în psalmul 51. Biblia peste tot ne spune că în noi nu există nimic bun, noi nu putem să facem nimic bun prin noi înșine. Și dacă inima noastră e rea, din ea ies doar lucruri rele. Și chiar dacă în exterior un lucru pare drăguț, pare frumos, uite domnule ce faptă bună a făcut omul ăsta, uite ce darnic a fost, uite și așa mai departe, inima este în continuare rea. Inima este în continuare rea, pornirile noastre, motivațiile noastre, intențiile noastre, atitudinile noastre, gândurile noastre sunt rele și chiar dacă în exterior o faptă pare bună, inima aceasta poluează în întregime fapta aia bună. De aceea Scriptura spune la un moment dat că faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. Ca o haină spurcată, mizerabilă. Da? Mizerabilă. De aceea Dumnezeu nu ne poate primi prin fapte bune. Angela Dragu scrie un comentariu, înseamnă că intrăm toți în iad. Dacă ne bazăm pe faptele bune, da, intrăm toți în iad.
Da, dacă ne bazăm pe faptele. Dacă mântuirea ar fi prin fapte bune, da, ne-am duce toți în iad. De aceea Scriptura spune, prin har ați fost mântuiți, dar harul este acțiunea lui Dumnezeu plină de favoare, plină de dragoste față de noi, de îndurare, de milă, prin care El ne mântuie datorită bunătății sale, nu datorită faptelor noastre. Noi trebuie să credem, să primim, să cedăm, să capitulăm, să ne prăbușim la picioarele Lui și să acceptăm mântuirea Lui în dar, în dar. De aceea nu ne ducem în iad, doar dacă primim prin credință și pocăință lucrarea completă, desăvârșită a mântuirii pe care a făcut-o Domnul nostru Iisus Hristos. Dar dacă te bazezi pe faptele tale, da, te vei duce în iad. Nu există nicio scăpare pentru un om care se bazează pe faptele sale bune. Îmi zicea cineva legat de faptele bune și mi s-a părut o idee foarte interesantă. Da, poate faci o faptă bună. De exemplu, dai 5 lei la un străin, la un sărac. Dai o pâine la cineva. Dar ce faci după aceea? Cum îți trăiești viața după aceea? Restul banilor ce faci cu ei? Îi dai în egoismul tău, în viața ta, unii dau în beție, unii dau în lux, în confortul personal. Și fapta aia, 5 lei ăla pe care i-a dat el, îți egal cu zero. Când te uiți la viața pe care o trăiește pentru sine, pentru poftele sale, total indiferent de ce se întâmplă în jurul lui. De aceea nu putem fi mântuiți prin fapte bune. Nu puteți fi mântuiți prin fapte bune. Și închei cu următorul motiv. Și ăsta se poate cel mai important. Tot ce este bun în noi este de la Dumnezeu. Pavel spune, știu că sunt convins, sunt încredințat că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Asta spune marele apostol Pavel, dar aminte eu sau tu. Dar aminte eu sau tu. Dacă nimic bun nu locuiește în noi, înseamnă că tot ce se face bun în noi este datorită lui Dumnezeu. De aceea cum ai putea să fii mântuit prin ceva ce numai Dumnezeu ți-a dat să faci? Da? Dumnezeu îți dă fapte bune și te mântuiește pe propriile sale fapte bune? Nu, nici vorbă de așa ceva. Dumnezeu nu ne mântuiește prin fapte bune. Faptele bune sunt după mântuire. Acum, care e rolul faptelor bune? Pentru că n-aș vrea să rămână cineva cu senzația sau cu ideea că, domnule, faptele bune n-au niciun fel de importanță. Eu n-am spus că faptele bune n-au niciun fel de importanță, n-au niciun fel de rol. Eu am spus că nu putem să fim mântuiți prin faptele bune. Și întrebarea la care răspund în final este aceasta. Care este atunci rolul faptelor bune? Păi, rolul faptelor bune este să demonstreze, să dovedească mântuirea mea. Dacă eu am fost scăpat din păcat, dacă eu am fost scăpat din această lume rea, dacă eu am fost scăpat din felul deșert de viețuire în care am trăit, dacă eu am fost scăpat din nebunia mea, viața mea a unui om mântuit, neprihănit, va demonstra mântuirea mea. Va dovedi mântuirea mea. Va arăta mântuirea mea. Deci eu nu sunt mântuit prin fapte bune, dar sunt mântuit pentru fapte bune. Eu nu sunt mântuit datorită faptelor bune, dar mântuirea mea se va dovedi prin fapte bune. Da? Cred că ordinea înțeleasă foarte bine și este, de fapt este fundamentală. E foarte important să pui faptele bune acolo unde trebuie. Faptele bune nu sunt înainte de mântuire, ci sunt după mântuire. Eu nu sunt mântuit prin fapte bune, ci sunt mântuit pentru fapte bune, da? Faptele bune nu sunt meritele mântuirii mele, ci sunt manifestarea mântuirii mele, da? Faptele bune nu sunt esența mântuirii mele, ci sunt efectul mântuirii mele. Faptele bune nu stau la baza mântuirii mele, ci sunt rezultatul mântuirii mele, da? Și aceste fapte bune pe care eu le fac în calitate de om mântuit, sunt fapte făcute prin puterea lui Dumnezeu, pentru slava lui Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu, pentru gloria lui Dumnezeu, din dragoste pentru Dumnezeu. Deci nimic nu ține de mine, nimic nu are de-a face cu mine. Dumnezeu este acela care îmi dă și voința și înfăptuirea. Dumnezeu este acela care împlinește noi orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorântă din credință sau orice faptă izvorântă din credință. Așa că la sfârșitul vieții, în calitate de om mântuit, dacă ai făcut milioane de fapte bune, vei da doar glorie lui Dumnezeu, pentru că vei identifica în faptele tale bune că dorința, credința prin care ai făcut faptele bune, dragostea prin care ai făcut faptele bune, voința prin care ai făcut faptele bune, rezultatul acela al faptelor bune, toate aceste lucruri sunt de la Dumnezeu. Nimic bun nu locuiește în mine, tot ce a fost bun în mine și tot ce a rezultat bun din mine vine de la Dumnezeu și vei da glorie doar lui Dumnezeu. Vă spun deschis tuturor care ascultați acest live, acest clip, că nu puteți fi mântuiți prin fapte bune. Dacă încercați să vă mântuiți prin fapte bune, veți fi pierduți pentru totdeauna, vă veți duce în iad. Dacă vă bazați pe faptele voastre bune, sau dacă vă bazați pe faptele voastre bune și pe Domnul Iisus Hristos, credeți o falsă evanghelie, vă veți duce în iad. Dumnezeu nu lasă ca cineva să amestece sângele Fiului Său cu faptele sale bune.
Nu lasă așa ceva. Dumnezeu nu primește și credință și fapte bune. Nu este doar credință pură în Domnul Iisus Hristos. Este mântuire doar prin har, doar prin bunătatea Lui, doar prin îndurarea Lui, doar prin harul Lui, doar prin dragostea Lui, doar prin mila Lui. Așa ne mântuie Dumnezeu. Dumnezeu ne scoate din groapa păcatului doar prin harul Lui, prin mila Lui. Faptele bune n-au niciun rol în mântuirea noastră. Niciun rol în mântuirea noastră. Dar acel Duh Sfânt care te-a dus la pocăință și ți-a dat credință și ți l-a adus pe Domnul Iisus Hristos și l-a dat în sufletul tău, acel Duh Sfânt care te-a eliberat de păcat, acel Duh Sfânt care ți-a dat iertarea păcatelor în jertfa Domnului Iisus Hristos, este Duhul Sfânt care te va ajuta să trăiești o viață în sfințenie, în ascultare, în supunere, în supunere față de voia lui Dumnezeu, în ascultare față de cuvântul lui Dumnezeu. Îți va da o viață de smerire, de aplecare înaintea lui Dumnezeu, de ascultare de Dumnezeu. Dar nu ca să te mântuiești, ci pentru că ai fost deja mântuit, da? Dacă sunteți nemântuiți, dacă v-ați înșelat ani de zile și ați crezut că sunteți mântuiți și prin Iisus și prin faptele bune, vă invit să renunțați la convingerea aceasta, la ideea asta, la eroarea aceasta fatală, la legalismul ăsta, la Evanghelia asta falsă. Și să veniți la Hristos așa cum sunteți și să acceptați mântuirea completă, desăvârșită, pe care El a adus-o la crucea de la Golgota. Și dacă ați primit mântuirea Lui cu siguranță, apoi prin puterea Duhului Sfânt, cu siguranță, cu certitudine, veți trăi o viață de sfințenie doar prin puterea Lui Dumnezeu. Nu prin strofocări personale, nu prin firea personală, ci prin puterea Lui Dumnezeu. El este acela care ne dă și dorința, și voința, și înfăptuirea. Dragii mei, am vrut să vă las câteva argumente pe care să le folosiți dacă găsiți de cuvință în discuția cu cei care cred că pot să fie mântuiți prin fapte bune. Am vrut să vă las câteva gânduri care să vă folosească personal pentru a înțelege că suntem primiți înaintea lui Dumnezeu doar pe baza sângelui, jertfei, morții, mântuirii, răscumpărării pe care a adus-o Fiul Său, Domnul Iisus Hristos, la crucea de la Golgota. El ne cheamă să venim cu lepădare de sine, să capitulăm înaintea Lui, să cedăm, să ne prăbușim la picioarele Lui și să primim mila și îndurarea Lui prin pocăință și credință. El nu ne cere să facem fapte bune. Acestea vor fi produse noi după ce ne întoarcem la Dumnezeu, doar prin puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Dacă ați găsit clipul acesta folositor, vă invit să dați like, să dați un like, dar mai important, nu e important să dați like de fapt la clipul acesta, e important să dați share, să-l împărtășiți cu prietenii voștri, să-l împărtășiți pe profilul vostru sau pe anumite grupuri. Sunt atâtea persoane care stau pe internet, care pierd vremea și care ar putea să asculte un clip care să le fie folositor sufletelor lor. Eu personal am interdicție de la Facebook încă vreo 3 zile, cred, sau 4 zile și nu pot să dau share la clipul ăsta. Voi puteți să-l dați pentru că nu aveți interdicție și împreună am putea să folosim timpul ăsta, vedeți, pe care îl petrecem uneori pe Facebook, poate îl petrecem rău, îl putem folosi cu un simplu share. Îl putem folosi pentru a aduce un mesaj simplu despre mântuire, despre Evanghelie și altor oameni. Niciodată nu știi cine dă peste un clip de acesta. Și dacă alții dau share, dau like, dacă citesc și ascultă tot felul de lucruri care n-au niciun fel de importanță, niciun fel de esență, voi puteți contribui dând mesajul ăsta altor persoane care ar putea să beneficieze de o învățătură curată din Cuvântul lui Dumnezeu, nu pentru că o spun eu, ci pentru că o spune Cuvântul lui Dumnezeu. Sunt unele persoane care spun, domnule, ce faci tu acolo, stai și pierzi vremea pe Facebook? Păi dacă tu te-ai uitat la clipul ăsta sau ai dat de el, înseamnă că și tu stai pe Facebook, da? Și în loc să pierzi vremea, ai putea să asculți un mesaj bun și să-l dai și altora și să beneficieze alții. Ăsta e ultimul cuvânt. Îndemnul meu este să dați un share la acest clip, să ajungă poate la oameni care vor să evangelizeze și nu știu cum să răspundă la asemenea obiecții când oamenii spun, domnule, dar eu cred că sunt mântuiți prin fapte bune. Să dați share, că poate clipul acesta ajunge la oameni nemântuiți și ei să audă mesajul simplu, clar, concis al mântuirii prin Domnul Iisus Hristos, și să dați share la unii care sunt poate credincioși, dar au trecut de la har la fapte, au trecut de la convingerea simplă că suntem mântuiți doar prin Domnul Iisus Hristos la o evanghelie ciuntită, distorsionată, și au început să amestece faptele cu jertfa Domnului Iisus, faptele cu credința, faptele cu harul, și și-au pierdut liniștea, siguranța, și-au pierdut pacea pe care au avut-o atunci când s-au încrezut doar în Domnul Iisus Hristos. Vă salut, ne vedem la un alt live, dați un share!